Salut, eu sunt Dani și astăzi vă prezint un telefon cumpărat de Black Friday de la EMAG, la un preț destul de bun, zic eu. Este vorba de un Sony Xperia Z2, l-am prins la 440 de lei, după cum puteți observa suma. Telefonul a fost cumpărat de la Resigilate, nu l-am desfăcut până acum și îl voi desface ca să vedeți cum arată, sunt și eu curios. Deci telefonul l-am prins la Resigilate cu 440 de lei. Sony Xperia Z2, știu că nu este un telefon chiar nou, dar totuși spune eu că este un preț bun, având în vedere că are garanție și scriau doar că prezintă zgârieturi fine și ambalajul original deschis. Așa că haideți să vedem ce avem înăuntru. Deoparte. Se poate observa. Aici scrie Resigilat EMAG. Sony Xperia Z2 4G White. Este pe alb. Bun. Să deschidem cutia, să vedem și telefonul, să nu mai fie alte discuții. Știu că în ultimii ani am mai prins un S4 cu un leu și un Samsung Galaxy S7 Edge cu 949 de lei. Le-am prins nu neapărat de Black Friday, după Black Friday sau înainte, nu mai rețin exact. Oricum, ideea este că EMAG are o istorie mai lungă cu aceste prețuri greșite sau nu, nu-mi dau seama, dar prea puțin contează, pentru că de fiecare dată s-au ținut de cuvânt și au livrat. Haideți să reușesc să deschid cutia, ok. Așadar, acesta este telefonul. Se observa. Știa care zgârieturi fine, acum, sincer, eu nu văd zgârieturi. Probabil că trebuie să mă uit mai atent. Așadar, telefonul arată foarte bine pe margini. Îmi pare că arată impecabil. Dacă pot să... Cam așa arată telefonul. Nu știu dacă se vede bine pe margini. Dar oricum, eu nu văd zgârieturi. Bun. Încerc să-l pornesc, dar nu, mă îndoiesc că are baterie. Da, deci nu pornește. Haideți să... Vedem. L-am băgat la încărcat. Mai lăsăm să stea puțin. Ok, haideți să vedem și ce avem în cutie. În cutie mai avem un încărcător, care este încărcător original și cam atât. Nici nu știu dacă avea căști sau nu în pachetul original, dar cel puțin în pachetul de aici nu mai sunt căștile. Ok. Garanția, după cum știți, EMAG o livrează electronic, dar o am deja, am primit-o pe, adică în contul EMAG. Hai să vedem dacă pornește acum. Încă nu, probabil că a fost descărcat complet. Așa că ideea, telefonul este destul de bun, aș zice, în continuare. Camera este 20,7 megapixeli, 2.3
GHz quad-core, este rezistent la praf și apă. Ecranul este de 5,2 inch Full HD. Aici scrie că poate să înregistreze și filmări 4K. Este tot din sticlă. Cred că are upgrade la Android 6 sau 6.1, nu știu exact să vă spun, cred că la 6. Ok. 4G. Telefonul este lansat prin 2014, cred. Sper să nu greșesc, 2014-2015, nu mai știu exact. Deci nu este chiar așa nou, dar zic eu că arată foarte bine. Din păcate, telefonul a venit chiar descărcat complet. În alt ordine de idei, o să fac un video despre cum puteți să prindeți oferte de acest fel la EMAG. Ultima dată când au fost prețuri greșite, după cum am spus, a fost cu S7 Edge. Pe lângă S7 Edge, atunci au mai fost și telefoane ca iPhone 7, parcă oricum am poză făcută cu 299 de lei era. L-am băgat în coș când se dau comandă, nu a mai fost pe stoc, și alte telefoane, ceva Samsung A5, cred, cu 200 și ceva de lei. Oricum, alea le-am comandat, însă nu s-au livrat, pentru că așa era, trebuia să alegi unul. Trebuia să alegi un telefon doar și am ales S7 Edge-ul. Ok. S-a și pornit și voi face un video, mai mult un tutorial, dacă vreți, cum ați putea să prindeți aceste oferte sau greșeli, să nu le spun oferte, nu sunt oferte, practic. Sunt greșeli între ghilimele, oarecum, pe care le face EMAG. Voite, nevoite, că se pot numi așa, asta e. Prea puțin contează. După cum vedeți, telefonul pornește. Și a pornit. Sunt într-o poziție mai... Să stau așa, că el că l-a încărcat și nu am ajuns încărcătorul până aici. Ok, cam asta a fost. Trebuie să-i bag cartela. Dacă vreți mai multe informații, detalii sau alte videouri cu telefon, în caz că chiar nu sunteți lămuriți că telefonul a costat doar atât cum mi s-a întâmplat cu celelalte, voi face, nu este nicio problemă. Telefonul a costat 440 de lei, Xperia Z2 la EMAG. Dimineața de Black Friday la 7.50 sau ceva în genul, atunci l-am comandat. De la resigilate, să nu uit să menționez și asta. Dar după cum ați văzut, telefonul chiar arată foarte bine, nu, chiar nu văd zgârieturi pe el. Poate nu este în pachet complet, probabil că avea și căști, nu știu. Probabil că avea mai mult ca sigur, dar nu prea mă interesează acest aspect. Deci, cam asta a fost. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și nu uitați să dați subscribe, să urmăriți canalul în continuare. Ciao, ciao!